Bună ziua, dragi pici, părinți și bunici! Vă invit la o poveste interesantă care se numește Cel mai frumos cadou. Să vedem cine o să aibă parte de acest frumos cadou. Și povestea. Era ziua de naștere a iepurașului Trofăilă. Toate vietățile au fost invitate la prânz în căsuța de la marginea câmpului. Aveau să sărbătorească împlinirea celor 5 anișori a iepurașului. Avea mulți prieteni, căci era drăgălaș, bun la suflet și mereu vesel. Așadar, viețuitoarele prin apropiere se pregăteau de ziua de naștere a lui Trofăilă. Se spălau, își alegeau hăinuțe frumoase și, bineînțeles, se găteau de cadou. Dar ce cadou să-i facă micuțului tovarăș de joacă? Fluturașul i-a cules cele mai frumoase floricele din câmp și a făcut un buchețel foarte frumos, multicolor. Everița i-a adus un coșuleț de alune și câteva frunze mari pe care iepurașul să poată desena, ci că era un mare amator de pictură. Două vrăbiuțe, surioare, i-au împletit o căciuliță să nu înghețe urechiușele iarna. Căluțul a vrut să-i cumpere o trotinetă. Dar era și el micuț și nu știa cum se ajungă singurel la magazin. Așa că s-a răzgândit și a făcut un alt cadou, o potcoavă frumoasă, pe care iepurașul avea să o agațe deasupra casei, adică deasupra ușii, să-i aducă ceva noroc. Iepurașul a primit și o scurtieică de lână, acest cadou minunat fiind oferit de oiță. Vițelușul i-a adus 3 sticle cu lapte. Iată și cadouă vițelușii. Vedeți ce frumșei? Era invitat la serbare și Petrișor, băiețelul care venea să strângă iarbe pentru iepurașii lui. Petrișor s-a bucurat nespus de invitație și dorea să aleagă și el un cadou care să-i placă noului prieten. Voi la ce cadou v-ați gândit că o să aleagă Petrișor? Păi uite, Petrișor a cules din grădina cu zarzavaturi o căpățână mare de varză și o sacoșă cu ce? Desigur cu morcov, dintre cei mai dulci. Vai, nu vi se pare cel mai reușit cadou? Credeți că ar fi fost să se dăruiască o mașină, trotinetă, așa cum doriți voi. Dar iată, să știți că iepurașul a fost chiar încântat de cadoul băiețelului. De ce? Acum și o să aflați. Lui Trofăilă i-au plăcut toate darurile, căci toate erau făcute din suflet și toate erau foarte frumoase. Dar fiind mare amator de morcov și varză, iepurașul era foarte bucuros să primească atâtea bunătăți. Și să nu credeți că era zgârcit și că le-a dosit în cămară să le mănânce singur când toți oaspeții vor pleca, ci din contra. A spălat legumele, le-a feliat și i-a servit pe toți invitații. Vai, ce delicioase mai erau! După gustare, animale, păsări, insectele au cântat și au dansat și au povestit istorioare vesele și s-au jucat până ce au observat că soarele se pregătea de culcare. Atunci l-au rugat pe Trofăilă să sufle cele 5 lumânărele de pe tort și i-au cântat mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască? Iepurașul Trofăilă să trăiască, scumpul nostru Urechilă. Mulți ani să trăiască. Și, dragii mei, vă rog să mă credeți că așa a fost, căci treceam pe acolo și eu i-am văzut jucându-se și i-am auzit cântând. Iar voi, când dăruiți un cadou, ce fel de cadou vă gândiți să dăruiți? Dăruiți, dragii mei, ceva ce vă place vouă, ca să placă și celor care va primi cadou. Exemplu cum i-a plăcut cadourile și micul nostru, Trofăilă. Pa, pa!